Să începem cu cele trei puncte, astea sunt cele mai importante. Îmi pare rău, dar vă dați seama că a fost prea sigur că iau acea minge și mi-a alunecat piciorul și... Da, s-a văzut destul de urât așa la televizor, dar da, am văzut că explicai ceva, că n-a fost o... Că mi-a alunecat piciorul, n-am avut, am fost terenul... prea sigur și se rupe, da, se cam rupe și am fost prea sigur și n-am avut intensitate, dar... E cu piciorul sus, oricum l-am cred că al doilea cartonaj, dacă era al doilea galben și eram eliminat, din păcate. Îmi cer scuze față de colegi, față de staff, de toată lumea, pentru că îmi pare rău. Bine că a ieșit bine și bine că au luptat și au arătat la echipă și bine că am câștigat. Asta e cel mai important. Ce ți-ai spus după eliminare? Ce să mai zic? Uite, și jucători cu experiență și pot greși și chiar... Mai ales în contextul ultimelor partide. Da, am avut partide bune și începusem bine și a doua repriză. Am avut câteva intervenții foarte bune și asta este fotbal. Un colega spunea în contextul partidelor în care s-au pierdut puncte pe a doua repriză sau pe final, dacă te gândeai și ai trăit cu emoție. Da, asta e. Bineînțeles că am trăit cu emoție, pentru că trăiesc fiecare meci și am avut partide care am fost egalați foarte multe meciuri și... Bine că ai ieșit bine. Asta e cel mai important și trebuie să mergem pe acest parcurs. Simțiți că faceți din nou aceleași greșeli din ultimele meciuri? Sau crezi că ați mai remediat din ele? Nu, eu simt că am început cu dreptul și returul. I-am simțit pe băieți bine, am început foarte bine prima repriză și asta e cel mai important. Spiritul ne-a lipsit a doua repriză în multe meciuri și am fost egalați, bineînțeles. Dar băieții au fost foarte bine, au luptat, asta e cel mai important. Simți că este totuși sezonul vostru, pentru că ați avut și voi sincope, dar ceilalți s-au împiedicat și n-au reușit să vă detroneze de acolo și concluzia e că sunteți în continuare pe locul întâi. Da, trebuie să crezi și să lupți până la final și sper și cred că va fi sezonul nostru acesta. Ești dezamăgit totuși că ai luat acest cartonaș când ți s-a acordat o șansă? Da, de a juca titular, mai ales că în ultimele meciuri nu ai jucat. Cum să nu fiu dezamăgit? Chiar îmi pare rău și încă o dată îmi cer scuze față de toată lumea și chiar îmi pare rău. Vei fi afectat de această intervenție în viitor? Nu, eu sunt bărbat, fac 35 de ani în curând și sunt puternic, am demonstrat în atâtea rânduri, dar uite, ăsta e fotbal și se poate întâmpla la orice jucător, nu contează de vârstă, dar e important că am ieșit cu capul sus și că am luat cele trei puncte, asta e cel mai important. Felicit băieții și o merită din plin. După această pauză urmează derbiul cu Dinamo. Cum crezi că va fi, ținând cont de situația în care se află ei? Da, trebuie să ne uităm mai mult la noi și asta e cel mai important. Acum derbiul este derbiul, nu mai contează de cum sunt ei și va fi un derby foarte frumos. Sperăm să luăm cele trei puncte și... Să ținem tot așa. Un derby cu multe goluri din nou? Da, să fie pentru noi și victorie și multe goluri. Mulțumim! Doamnește!